Ia acum, te rog frumos, mintea ta conștientă și pune lângă tine, pe timpul acestei sesiuni, foarte bine. Îmi dai voie să te hipnotizez? Perfect. Acum, Ana, fiind într-o poziție în care ești foarte relaxată și în siguranță, cu ochii închiși, eu îți voi spune cât de mult o să încep să te relaxezi. Lasă acum corpul tău să se relaxeze, să devină moale, să fie foarte relaxat. Acum inspira adânc aer în plămânii tăi, umple cu aer, menține acel aer câteva secunde, după care foarte încet expiră lent afară. Foarte bine. Acum inspiră încă o dată profund. Ține aerul la tine în plămâni pentru câteva momente, după care expiră foarte ușor afară. Foarte bine. Deja observi cum corpul tău începe să se relaxeze din ce în ce mai mult, foarte profund aproape. Iar acum, pentru a treia oară, trage aer în piept, inspiră, ține câteva momente, după care îl expiri și simți cum corpul tău se relaxează foarte profund. Foarte bine. Iar acum simți această relaxare cum urcă ușor ca un val de la tâlpi în glezne, de la glezne în mijlocul tău și fiecare zonă cu care urcă această relaxare se distinde și se relaxează din ce în ce mai mult. De la mijloc urcă către abdomen și cu fiecare expirație a ta devii din ce în ce mai relaxată, mai profund relaxată. Abonează-te acestei stări, dă-ți voie să fii cât mai relaxată posibil. Lasă această senzație să urce mai departe, relaxând mușchii pieptului și ai spatelui. Mergi apoi mai sus către umeri, către brațe, către coarte, palme, până în vârful degetelor. Continuă apoi către gât, către față, către cap și poți să simți cum întregul tău corp este complet moale și relaxat. Este exact ca și cum ai lăsa un palton pe un scaun. Lasă corpul moale și relaxat. Observă relaxarea feței, a limbii, maxilarelor, ochii și fruntea. Lasă-te cu tot mai mult relaxată, mai profund relaxată. Iar acum eu voi număra de la 3 la 1 și cu fiecare număr dă-ți voie. Lasă-te să te plutești ușor, să te duci, să te afunzi, să te scufunzi tot mai adânc și mai profund în această relaxare. Trei. Tot mai adânc și mai adânc. Doi. Mai profund relaxat. 1. Ești complet relaxată și te lasă să plutești, te abonezi acestei relaxări tot mai mult și mai mult. Foarte bine, mă. Cum te simți? Rea și ușoară în acela. Foarte bine. Iar acum vom merge în alte trei nivele de relaxare mult mai profunde. Aceste nivele le voi numi nivelul A, nivelul B și nivelul C. Iar eu voi număra de la 1 la 3 și numai devreme de 3 tu vei începe să cobori în fiecare nivel. Oricât de greu îți va veni să vorbești, să spui acea literă a acelui nivel, tu mi-o vei spune, chiar dacă vei simți că acea literă îți stă lipită de corzile vocale. Și cu fiecare nivel cu care te duci mai adânc, vei fi de 10 ori mai relaxată. Iar acum o să încep să număr. 1, 2, 3.
O, foarte bine, mă, ești de 10 ori mai relaxată. Simt această relaxare cum vine și te învăluie ca o mantie aurie. Simt această relaxare și lasă să te învăluie. Simt această relaxare cum îți relaxează tot corpul, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. Iar acum o să număr din nou de la 1 la 3. 1, 2, 3. Foarte bine, ești de încă 10 ori mai relaxat. Simți corpul tău cum plutești. Simți această relaxare, o lași să te cuprindă din capătul capului până în vârful picioarelor. Iar acum, pentru ultima dată, o să număr de la 1 la 3. Iar tu vei păși spre cel mai adânc nivel de relaxare al tău. 1, 2, 3. Foarte bine, mă. Ești de 10 ori mai relaxată. Bun. Cum te simți? Cum îți simți corpul? Ceva deasupra. Ce este deasupra ta? Eu. Ceva greu. Este îndrept. Acest ceva este o energie, o entitate, un implant? Poftim? Energie. Ok, cum a ajuns acea energie deasupra ta? Eu mă plimb prin corp, deasupra corp și o văd. Este ca un fel de X lipit de gât și de torace. Ok. Cum a ajuns acel X să fie lipit de gâtul și de toracele tău? Văd o entitate ca o pune acolo. Ok. Cheamă această entitate să vină în fața ta. A venit? Cine este sau ce este? Ceva ciudat, are ca o foame, cap, Da. arată căluț de mare sau sos. Ok, atinge acea entitate, citește informația ADN și vezi adevărata formă. Vepsilia. Super. Cum se numește? Ubit. Ubi. Ubită. Ubi. Ok, mă las să vorbesc. Da. Ubi, mă auzi? Da. Salut, ce faci? Ciao. Unde stai? Lângă voi. De ce stai lângă noi?
uit la voi. De ce te uiți la noi? Ce vrei să vezi? Cum schimb energie? Energiile cui? Energie este ieșit. De ce te interesează pe tine acest schimb de energie, să mai exprim așa? Energii combinate cu energii din minerale. Ok, de ce te interesează aceste energii și de ce ai pus acel X pe Mona? E ca și cum aș fi pus ceva greu pe gâtul ei, pe pieptul ei. De ce ai făcut lucrul ăsta? Îmi place. Cum? Îmi place. Ce îți place mai exact? Să simt durerea ei. A, deci pe ea o doare o chinuie? Da. Perfect. Lasă-mă cu Mona. Mona. Da. Mai dorește această entitate cu tine? Sau cu Mona? Nu. Ok, atunci spune să se deconecteze complet de corpul tău fizic și energetic și în același timp să ia toate acele implanturi care le-a pus pe tine sau în tine. Le-a pus pe trahee. Ok, să le scoată. Este dorința ta și tu și el trebuie să se supună dorinței tale. Le-a scos. Perfect. Cum te simți? Ai spus să ieși partea cea grea de pe mine, Ok. de pe toracele meu. Da. Oh, și le strânge. Toate. Da, și de pe gât le ia. Bun, perfect. Gata. Cum te simți? Ușurată. Super. Spune-i să-și ia toate acele implanturi și să-și deschidă un portal să plece unde vrea. Da, a plecat. Perfect. Care este nivelul vibrațiilor tale?35.000. Bun, o să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrațiilor tale va fi de 900 de miliarde. 1, 2, 3. Da, mi-am Perfect. mărit în jurul meu, nu am mai și sunt multe entități în jurul meu. Bun. Spune-le acelor entități să meargă unde vor ele sau de ce au venit acolo, au nevoie de ajutor? Nu, nu, nu. Bun, perfect. Merge acum și caută-l pe Marius. Da, L-ai este găsit? în fața mea. Perfect. El este sigur? Da, l-am atins, el este. Perfect. Cum îl vezi din punct de vedere energetic? Gri. Bun. Un gri deschis. Perfect. Deschide, te rog frumos, un portal intradimensional în fața lui. Da. Iar eu pot să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt
cu Marius, lângă Marius sau în Marius, vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. În dreptul abdomenului Da. ținea o sferă de un galben pal, perfect rotundă. Era ca un mini-soare. Da. Era ancorat de el cu niște ramificații, ca niște canale grinchis. Bun. Cine pusese acea sferă? Văd o entitate în el, de la gât în jos. Bun. În termeni, Din cap, da, imediat în din termeni cap de ies. curățat cu energiile, nu spui, te rog. Din cap ies ca niște focuri. Focuri gri, ca niște flăcări gri. Da. Din toată partea din față ies așa acele focuri gri. În partea din spate ține, lipită de coloană, în torace, în abdomen și în picioare ține acea entitate. Da. Din picioare ies energii de parcă cineva i-ar sufla un vânt foarte puternic de sub picioarele lui. Și se ridică spre genunchi acele energii și intră în portal. Ies din abdomen energii negre, dar așa ca niște crengi de copac, așa arată. Gata, au intrat toate. Bun, perfect. Închide portalul. Gata. Ok. Acum transmite, te rog frumos, lui Marius să-i transmită acele entități care este cu el sau în el să se deconecteze total de corpul energetic și fizic și să ia o formă în fața voastră. Iese o formă de energie ca un demon. Da, urât. Bun. Cum se numește această entitate? Trixon. Tri. Mi se pare cunoscută, da. Trixon. Bun, perfect. Mă las vorbesc. Da. Trixon, auzi? Salutare, ce faci tu acolo? Medita. Serios? La ce meditai? La tărâmurile mele. Care sunt tărâmurile tale? Din pământurile întunecate. De ce meditai la ele? Mă gândeam să mă întorc. Și de ce nu te-ai întors? Aveam un loc bun de Bun. stat. Unde aveai acest loc bun de stat? Acest corp. De cât timp ești cu Marius? De ce l-ai ales pe Marius?
dețineau energie. Cum ai reușit să intri în el acum 14 ani? Printr-un foc lăuntric din dreptul abdomenului. Ce a declanșat acest foc lăuntric? O poartă de intrare în el, în zona abdomenului. Nu, ce a declanșat? Ce să declanșez? Poftim? Ce anume acel foc? Da? O schimbare la nivel corporal. Care a fost această schimbare? La nivel energetic, în dreptul abdomenului avea o energie tip cilindric, care emana niște raze scurte de energie tip laser foarte tăioasă. Și apoi s-a modificat într-o sferă perfect rotundă. Iar eu am putut ține acea sferă în afara corpului său până în ziua de astăzi. Bun. Ok. Ce probleme ai cauzat corpului său fizic? În partea din fața corpului, am modificat fluctuația energetică. E ca și cum partea din spate, umeri, coloană, șezut, bazin spate, am împins energia neagră și energia lui. Am lăsat-o ca un fel de copac tânăr, sub forma unui copac tânăr în fața lui, în abdomen, în torace și un pic în față, gât, craniu. Restul, toată energia lui era în acea sferă pe care eu reușeam să o țin în afara lui, să o țin în afara lui. De ce ține această sferă în afara lui? Ca să pot să stau eu mai bine. Să pot coordona eu mai bine acest lucru. Am înțeles. Bun. Din cauza ta are probleme la ochi? Sau cu ochii? Da. De ce? Energiile care ar fi trebuit să ajungă la creier, ochi, nu mai ajung acolo. Are o pată, o sferă neagră mică de energie sub obrazul drept. Bun. Acea sferă controla energiile negative din acea parte a corpului. Problemele respiratorii, tot din cauza ta sunt. Da. De ce? Am restrâns aria energetică a organelor lămânului. Tâng și drept. Inima. E ca și cum.
aș fi uscat. Mi-aș fi oprit activitatea. Problemele cu inima tot din cauza prasnăturează? Inima, partea superioară a inimii este acoperită cu un strat, ca o crustă. De ce? E un implant acolo. Tu ai pus acel implant? Da. Da. De ce ai pus acel implant acolo? La ce se folosește? Dădeam ritmul vieții, ritmul de a se mișca, ritmul de a vorbi, ritmul de a face multe lucruri, în sensul cum doream eu. Bun. De ce are probleme la bazin sau cu stomacul? În stomac. I-am pus un insectoid, nu un insectoid, o are o insectă în stomac mare. De ce ai pus acea insectă? Letargie. Poftim? Îi dă senzația de letargie și celulele din corpul lui nu se hrănesc. De ce nu se hrănesc celulele din corpul lui? Energia provocată de mâncare nu mai ajunge în intestine, ca să fie preluată de sânge. Dar unde ajunge acea energie? Sângele lui este negru. În acea insect. În acel implant tip insect. Bun. Perfect. În Există? intestine. Da. În intestine este pus ceva, un implant tip nou. De unde ai achiziționat tu acest implant tip nou? În timpul călătorilor mele mi-am dat seama de eficacitatea lui. L-am însușit de la alte entități. De la ce entități l-ai însușit? Insectoizi. L-ai șterpenit? L-ai furat? Cum vrei tu să-i zici, da. Ok. Perfect. Bun băiat. Doar că există o micuță problemă. Marius nu te mai vrea. Ce părere ai? Nu e bună. Ce nu este bună? Părerea mea. Poftim? Părerea mea. Bun, cum rezolvăm problema atunci? Acest organ, organism energetic nu-ți trebuie, plin de reziduri. Deci nu ai ce face cu el. Păi da, dar ideea... Așa că nu-ți înțeleg dorit. Ideea este că Marius m-a plătit să-l ajut. Mi-a dat 1000 de euro. Te-a plătit? Da. Îmi dai tu mai mult? Adică eu mi-am însușit ceva ce e al lui. Mai făcut-o cu acel implant. Nu credeam că voi faceți așa ceva. E, nici n-ai idee cât te faci.
nu aveți valența de a fi canal. Corect, dar avem alte valențe. Deci, prietene, pierdem timpul. Zi, îmi dai tu mai mult sau nu? Eu nu-ți dau nimic. Ok, super, nicio problemă. Atunci, Marius m-a autorizat pe mine ca să vorbesc în numele lui și să iau decizii în numele lui, decizii favorabile. Drept urmare, de acum înainte, orice pact, contract sau înțelegere a avut Marius cu tine, le-a rupt. Așa că fii un băiat civilizat de la oraș și apucă-te să scoți toate implanturile care le-ai pus în Marius. Vreau să los acest corp așa cum este. Se ne pa posibil. Nu se poate. Tot ce... Este o operă. O operă de artă? Făcută de mine, da. Hai de capul meu. Te rog eu mult, te rog eu frumos, îmi dai autograful tău. Să-l iau să-l pung autograful lui Picasso. Nu vreau să scot nimic. Păi nu vrei să scoți tu, dar nu depinde de tine. Totul depinde de voința lui Marius. Iar Marius asta vrea. Nu Marius interferează cu tine, tu interferezi cu el. Drept urmare, tu te supui dorinței lui. E simplu. Da. Nu vezi că până la urmă ne înțelegem? Da. Perfect. Super. Excelent. Apucă-te de treabă. Da. Bun. Lasă-mă cu Mona. Mona? Da. Iar Sau atunci. Ok, iar acum eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate implanturile de toate tipurile posibile și imposibile vor străluci în Marius ca tu să le vezi mai bine. Pentru că ai observat că acești micuți tântălei au tendința de a omite un implant. 1, 2, 3. Cap, lob drept, ochi, obraz drept, da, gât, omușor, plămâni, inimă, ficat, partea inferioară a lui, stomac, intestine, vezică urinară, Sfinte Hristoase, dar picioare. mai există un loc unde nu a pus. Iar la coloană jos, partea lombară e prinsă toată din plantă. Super. Spune-i să grăbească. Are mult de lucru. Pot să fac o constatare? Te rog. Am observat că în momentul în care aceste entități ies din corpurile energetice, nu reacționează până când acel corp energetic își ridică ușor vibrația. Păi, dar eu... Asta se aseamănă cu dorința celui pentru care facem sesiunea. Vine direct din mentalul lui. Este un lucru... În momentul în care ajut, aud acele cuvinte. Este un lucru perfect normal. În momentul ce scoți, cum să zic, entitatea din... Când scoți ceva, un
închis la culoare din ceva alb, este normal că acel alb începe să fie din ce în ce mai alb. Unele persoane nu reacționează imediat și la fracțiuni de secundă sau la secundă. Corect. Suntem toți diferiți, avem timp de reacție diferit. Ok, a scos. Acum a ajuns la coloană. Da. Are un disc pe partea de mijloc a coloanei. Da, îl scoate tot. Ok. Și bazinul era încătușat și coloana tot. Perfect. Picioarele parcă erau puse în anumite bucăți de fier. Deci erau niște implanturi foarte grele. Da. Marius începe să vibreze, pot să spun, să lumineze abdomenul cel mai rapid la început. Da. Cu bazin cu tot. După cap, la ceafă a început să vibreze. Coloana deja schimbă culoarea, energia. Era neagră, 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 dar acum văd că e bine. Aici, în dreptul umerilor, umărul drept și umărul stâng deja încep să se lumineze. Partea toracică încă nu. Plexul solar foarte luminos. Curăță și ficatul în același timp, îl rehidratează, regenerează la nivel celular. Stomăguțul de-abia de acum începe să să iasă. Nu știu, avea probleme grave la stomac. Văd o inflorescență în ciorchine. Aici îmi spune când văd acel gen de ciorchine. Boală grea. Da. Asta însemne și chiar cancer sau alte chestii. Nu neapărat, dar oricum erau probleme grave. Ok. Se scoate din intestin acel implant în formă de șarpe, parcă e un șarpe băgat acolo, dar e sintetic, se vede, este o aparatură metalică. Ok, iese toată. Oh, Doamne, abdomenul într-adevăr strălucește, acum începe toracele, gâtul strălucește, capul deja, activitatea cerebrală și-a luat cursul, mersul. Da. Aici la abdomen este un cerc, parcă e un cerc de foc. Da. Nu la abdomen, la torace, scuză-mă, la torace, în dreptul rămânilor, parcă un cerc de foc. Inima, mă uit la inimă, parcă o pot cum pulsează sub acea crustă. Inima e ok, să știi. Ok, are o inimă puternică. Plămânii. Văd anumite particole strălucitoare prin plămâni. Parcă se umflă plămânii, parcă își iau volumul în cutia toracică. Da. Și stângul la fel. Ușor se regenerează, dar ușor. Simt în osul stern ca o peniță de stilou, ca un fel de sabie, ca un fel de ceva tăios. Da. Junghiuri, ceva, vine să spun, ceva care îl deranja, dând senzația de sfocare. Pe față, sunt prinsă sau este prinsă ceva acolo. E o mască, să zicem. Dar da. Nu e pe toată fața, este pe frunte, ochi, nas. Deasupra gurii, parcă gura era lăsată, dar buza de sus nu e prinsă la acea mască, la acea energie prinsă de față. Îi strângea fața, îi strângea pielea, îi strângea tot. Da. Era legată cu două, nu știu cum să zic, sârme sau canale energetice care duceau în spatele cutiei craniene. Era o alimentare, era un circuit închis.
creierul cu acea mască, creierul cel care era închis la culoare, lipsit de oxigen de viață. Acum e ok. Se simte o detașare, o degajare la nivel cranian. Da. Din plămâni. Din dreptul osului stern. Se scoate un implant, sau cum știu să-i spun, ceva greu tare, arată ciudat. Îl scoate. Era care, ca și cum ar fi fost o membrană care era depusă pe suprafața coastelor, în interior. Aici și dădea senzația de boală, de sfocare a plămânilor, de durere a plămânilor. Da. Totuși, jos, în dreptul inimii, nu știu, văd o gaură, o cavernă neagră. Parcă e ceva pus acolo, sub inimă, între stomac și inimă. Văd un cui mare, un cui mare, un chiron sau un piron, nu știu cum se piron. Un cui mare foarte lung și gros. Și unul mic. Văd puse cu vârful în sus, pe lângă inimă. Și parcă era la un pas de ceva, așa îmi vine senzația aia. Ok. Se scurge ceva, curge ca o lumină a galbenă, invadează teritoriul dintre inimă și stomac. Invadează și stomacul în același timp, parcă ar fi niște raze de energie, frecvență înaltă, lichide. Da. Ok. Bun, gata. Știu, îmi vine imaginea de sau cu fire de pătrunjel pe stomac. Nu știu, parcă acele fire de pătrunjel l-ar salva pe el de toate acele boli. Parcă e un leac. E o legătură acolo în stomacul lui Marius. Da. E o legătură de ierburi. Trebuie dată. Ok. Multe, multe reziduri pe stomacuț. Multe depuneri. Sedimente. Le curățăm. Mai apar tot felul de plante. Da, ok. Și îmi vine să spun că aceste plante verde, și tot ce este verde să mănânce, tot ce este verde curăță. Bun, gata. Perfect. Bun. Acum spune-i lui Trixon să distrugă toate acele opere de artă, toate acele implanturi. Îmi zice, muncă de mântuială. Ce-a făcut el? Of, mi se rupe inima. Știe că nu-ți pasă. Super. Bun. Le-a distrus? Da. Perfect. Dacă ar fi o scumpețe de drăgușor, dacă mi-ar spune de ce în tinerețea lui Marius a avut o perioadă când a avut o hemoragie, a scuipat sânge și l-a luat amețeală. El a fost cauza respectivă? Sau a fost Nu altă știu, cauză? mă duce pe un drum de țară. Da? Sunt în altă parte. Nu sunt pe pământ. Văd anumite persoane. Armanoide.
Da. Ce este acel loc? Zice de Saturn. De ce te-a dus tocmai pe Saturn? Zice că de acolo, atâta spune. De acolo. Și acele entități se uită la noi. De acolo ce anume? Doar atât îmi zice. Poftim? Doar atât îmi zice. Ok, dar ce ar trebui să înțelegem? Vine cu anumite, nu neapărat probleme, lucruri care, nu știu cum să-i explic, aici pe pământ lipsesc. Acolo pe Saturn sunt și ar veni cu lucruri lipsă, cu forme lipsă aici, De să înțeleg pe că, pământ. să înțeleg că de fapt el este de pe Saturn Da. și de ce a vrut să vină să se reîncarneze pe Pământ? Era acolo. Poftim? Era o persoană timidă. Și a venit din cauza aceasta, îi se întâmplă acele lucruri. Nu neapărat timidității. Știu, apare cu lipsuri în corpul lui. Dar nu e vina lui. Ce lipsuri sau la ce anume se referă? Lipsuri în corpul energetic. Se trage de acolo și din cauza asta aceste lipsuri îi provoacă anumite probleme în corpul fizic. Bun, perfect. Revin înapoi. Mulțumesc lui Trixon și spune-i să-și deschidă un portal interdimensional și să plece unde vrea el, pentru că asta este voința lui Marius. A plecat. Perfect. Pe un port. Super. Chiamă-mă și pe mine acolo, te rog, lângă Marius. Da. Bun, perfect. Transmite mental să desfac acea plasă energetică. Da. Iar acum spune-i lui Marius să treacă prin acea plasă. Perfect. A mai rămas ceva în urmă? Ce a rămas în urmă? Formă de, nu știu cum să-i zic, aproape umanoidă. Ce culoare este acea formă? Gri. Grei. Întreabă acea formă ce este. O formă de viață din altă parte. Perfect. Transmite să-și deschidă un portal intradimensional și să plece unde vrea el. Sau ea. Da. Bun. Acum transmitem să pun o mână pe fruntea lui Marius și una pe ceafă, să-l energizez suficient de mult, astfel încât fluxul de energie să treacă prin creierul lui și prin coloană și astfel să-i energizeze și să-i vitalizeze tot corpul și toate organele. Da, din el ies foarte multe lucruri, dar fac parte din corpul lui energetic. Da.
E ca și cum ar fi un magnet care ar fi atras asupra lui toate acele corpuri. Bun. Perfect. În momentul în care ai pus mâna pe el, se umflă, se umflă și se umflă și se umflă. Da. Energia ta îi dă o altă, îl transformă, nu știu cum să zic. Noi sunt niște arderi interioare, ca și cum ar fi un cazan, să zicem, sub presiune. Da. Acele lucruri au dispărut, dar are o peliculă pe el, gri, ca metalul, dar cu mulți pori. Parcă e gata, gata să plesnească, dar se abține. Ok, ce este acea peliculă? Este o energie de-a lui venită din altă parte. Ok, dacă îi aparține lui, lasă-i acolo. Zice că da, momentan. Perfect. Care este nivelul de vibrație al lui? Are două energii, două vibrații. Vibrația exterioară și vibrația interioară. Vibrația interioară este colosală. 1.000.000. Da. Și cea exterioară? Vibrația exterioară, 34. Perfect. Mărește vibrația exterioară. Îmi Se... spune că vrea să se întoarcă. Unde? Pe Saturn. Când îi va veni momentul, se va întoarce. Până atunci trebuie să-și trăiască viața sau existența de pământean. Mărește-i, te rog frumos, nivelul vibrației cât mai mult, vibrației exterioare. Cât mai mult aproape adul de nivelul vibrației interioare. E primul caz cu două vibrații și o luăm încet. Spune că nu se pot apropia cele două vibrații. Este o caracteristică a lor, a celor de pe Saturn. Da. Bun. Ok. Se simte bine la vibrațiile ăștia care le are acum? Le-a ridicat totuși la 16.000 el singur. Excelent. Este suficient. Bun, Mona. Acum să mergem toți trei sau voi doi în trecut, până în acel moment când el era în adolescență, pe un deal din România și a apărut o igoană în față. Ce sau cine a fost acea igoană? Un reptilian tip iguană. Îl văd. Ok. Mergeți iar în acel moment până când el a atins acel pom și a simțit un flux de energie cum intră în el. Și observă de la nivel energetic ce s-a întâmplat. Pe secțiunea acelui pom este o intrare în altă dimensiune. Deci să înțeleg că acel pom nu poate fi tăiat? Este un anumit cerc, ca o bulină Da. transversal pusă pe acel corp, pe trunchiul, pe partea, nici pe partea de sus în jos, nici pe partea așa înclinată. Ok, bun, bună. Da.
intră în acel portal și spune-mi unde ajungi. Într-o dimensiune de frecvență joasă. Ok, întoarce-te înapoi. Da, am ieșit. Bun. Super. Te-a urmărit careva? Un fel de animaluț cu multe tentacule. Ok, acel animăluț, trimite-l înapoi de unde a venit. E acolo, în acea bulinuță, în acea dimensiune. Ok, perfect. Merge acum exact în timpul când el era în bucătărie și a simțit o prezență, un corp uman. Nu l-a văzut, doar l-a perceput ca fiind acolo. Cine a fost acea entitate și ce a vrut? Este o entitate cu energie scăzută. Este dură. Perfect. Întreabă-te, rog, acea entitate ce a avut acolo, de ce a venit? Zice că e locul ei acolo. De ce este locul ei acolo? Acolo de vreo 3000 de ani, în același loc. De ce stă acolo? Poate pleca oricând de acolo, dar zice că s-a obișnuit să stea acolo, să simte cel mai bine un punct nevralgic din punct de vedere energetic acolo, la cea încăpere. E ca și cum s-ar combina două densități de energie. Da. Bun. Mergi, te rog frumos, în acel timp când Marius a experimentat acea paralizie nocturnă și când a văzut acea entitate întunecată care vroia să scoată aerul din ea. Care pe partea dreaptă infiltrat un canal din picior, bazin, ăla ce? Mână, gât, ajunge până în creier, un canal gros de energie neagră, care îl ține pe loc, îl îngreunează foarte, foarte tare. Da. Din cauza aceasta îi dădea senzația de paralizie, de greutate, de nemișcare. Mi s-a băgat în el în acel moment pe partea stângă un soi de, pare ca o omidă, poate să fie o entitate, ca o insectă. I s-a pus în dreptul plămânilor. Cam asta ar fi făcut. S-ar fi întâmplat în acele momente. Văd una, două, trei persoane, trei umanoizi. Se uită la el în acel moment. Par persoane din neamul lui, decedate, care îl privesc de la distanță. Da. Este o entitate mare, neagră, înaltă, aplecată peste el. Îi lucrează cu vehemență, agresiv chiar, pe partea stângă. Deci pe partea dreaptă e paralizat total și pe partea stângă, dar pe partea stângă îi se lucrează corpul.
În sens negativ, bineînțeles. Da. Sens rău. Perfect. Super. Bun. Mergi, te rog frumos, în acel moment când a avut acel vis în care era condus de o anumită persoană, iar el a văzut pe Isus că mergea cu alte entități, iar o mână cu ghearele urmăreau. Și el când a strigat în acel vis, ce s-a întâmplat? Cine a fost entitatea care a sărit pe el? Văd un alai de entități cu haine albe lungi din cap până în picioare, cu niște glugi pe cap și cu niște haine lungi, lungi, lungi. Până jos sunt acoperiți, se văd doar fețele pe parte din față. Sunt vreo 25.000 de entități. Da. Sunt ca un fel de șir, urmează pe cineva. Se află și el, dar în afara șirului. E ca și cum ar viziona sau ar participa la acel alai din exterior. Bun. Cine sau ce a fost acea entitate care a sărit pe el? Este ca un fel de. Este o entitate care îl ține în frâu. El este ca un câine ținut în lesă, să zicem. Da. Care avea o hamă, așa. Simte. El este negru tot, ca virgulă, corp energetic. Îi simte prezența acelei entități puternice. Cum zice el, Iisus. Dar da, e o parte, să zicem așa, din Isus. Nu este Isus în, cum să se spune, în carne și oase, metaforic vorbind. Dar are nevoie de energia lui, de a scăpa de jug, de vreacul, disperare. Adevăr să-l strige. Are un demon în spatele lui. Bun, perfect. Bun. Revină de acolo că oricum curățarea am făcut-o, să nu vă întoarceți cu alte interferențe. Da. Bun. Poți să vezi, te rog, de ce Marius nu are sentimente pentru mama lui? O trădare îmi vine. Să o văd de când este. Nu știu, Marius reacționează de parcă ar fi aflat ceva șocant. Da. Simt ruptura. Dar e, nu știu, nu simt că e între copilărie și perioada de adolescență, de maturitate, de, să zicem, 25 de ani. Să zicem, 10 ani, 25 de ani, această perioadă s-a întâmplat ceva. A aflat el ceva. Este șocat, îl văd, îl simt. Ok. Ceva foarte puternic l-a făcut să rupă relația per total și energetic. Bun. Ok. Mergi, te rog frumos, acum, iar pe el și mergeți împreună la fiul său, la Sebastian, până în momentul acela când
În ziua respectivă, băiețelul a văzut o fetiță îmbrăcată în alb, stând lângă el în casă. Este un dezincarnat. Ce caută acolo? Ce vrea? Vine de undeva, coboară de undeva de sus, din casa lor. Nu știu cum să spun. Se prelinge pe un perete exterior, așa intră în casa lor. Da. Are un, ca și cum ar avea un canal deschis acolo. Dar de ce a venit? Ce căuta acest dezincarnat? Se ascunde. Casa lor parcă e cum să spun, parcă ar avea niște pereți energetici, ca un bunker. Da. Și se ascunde acel dezincarnat. Întreabă-l, te rog, de ce se ascunde? De cine? Zice că fuge de la niște cranii. De ce nu a plecat acasă când i-a venit momentul? Vrea să se mai joace. De ce Vrea vrea? să mai stea. De ce vrea să se joace aici când se poate juca acasă, unde are mai mulți prieteni, amici, cunoștințe, familie? Așteaptă pe mama ei. O așteaptă să vină. Dar Păi ea. spune că cu cât așteaptă mai mult, cu atâta este riscul mai mare ca să fie interferat, capturat, prins. De asta se și ascunde. Să stea într-un loc unde nu este văzută, ca să vină momentul când vine mama ei. Ok. Spune că eu îi dau următorul sfat: să meargă acasă, pentru că mama ei, când va veni timpul ei, va merge și ea acasă. Zice că e conectată cu mama ei și știe când îi va veni timpul. Ok. Dacă nu vrea să meargă acasă, nu avem ce face. Bun, perfect, Mona. Dacă tot ești acolo, în acel loc, deschide-te, rog frumos, un portal intradimensional. Da. Iar eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt în acel loc vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. Partea din bucătărie este cea mai afectată. Da. Peretele care dă înspre un fel de salon, unde se întâlnesc toți ca un fel de sfragerie, este afectat. Parcă energiile negative, parcă sunt ca niște mucegaiuri pe pereți. Undeva într-un perete, în partea de jos, sau ca niște scări, sau ca o intrare într-o cameră pentru copii, intră o energie roz. Da.
toate sunt ridicate spre acel portal. Sunt atras. Oh, da. Nu știu, în centrul casei lor se află ca un fel de, să zicem, ceaun, sau nu știu cum să explic, în care borbolosește o energie. E conectată cu ceva de sub pământ. E un loc, e ca și cum casa lor ar sta în aer. Bine, e construită pe pământ, dar acel pământ parcă nu ar exista, parcă ar mai fi un alt fel de pământ energetic sub casa lor. E ca și cum ar fi într-un... Casa ar fi pusă pe un canal energetic care vine din pământ, cu diverse energii. Nu știu dacă se pot muta de acolo, ar fi minunat. Ar fi așa ușor mai eliberați, mai așezați. Aici li se dau anumite stări. Da. Intră anumite și ies din casa lor, din parchet, parcă, din subsol, ies anumite entități, intră în portal, sunt atras. Ar fi la nesfârșit acel portal să atragă grămadă de energii, le stârnește. Le văd cum trec printre noi, printre mine. Sunt exact în mijlocul acelui canal energetic. Le văd cum le absoarbe portalul. Da. Sunt multe, multe. Bună, Ok. o să numesc de Da. la 1 la 3, iar la 3 puterea portalului de absorpție se va mări de 100 de ori. 1, 2, 3. S-a format încă o sferă energetică, seamănă cu un ochi. Este pusă pe un pedestal, absoarbe toate energiile ea și apoi pleacă prin portal. Da. Gata. S-a golit de energie. De sub casă. Bun. Sunt foarte, foarte multe spirite care au fost trase. Gata. Ok. Meșterul frumos acum, până în acel moment, când el viziona una dintre hipnozele noastre și a apărut acea sferă de energie albă lângă el. Cine sau ce a fost acea sferă? Mă duce pe un munte, nu, pe un drum de scobit într-un munte. E un drum, parcă e un drum pavat, cu cărămizi colorate. Cine te duce pe acel drum? Marius. De ce te duce pe acel drum? Eu am spus, Mona, să te duci exact în momentul când vizionau. Exact. În momentul când viziona acel filmuleț. Păi și vizionau acel filmuleț pe drumul acela de munte pavat? Imediat trebuie să înțeleg. Acumulează energii. Drumul respectiv înseamnă acumularea de energii în timpul vizionării. E ca și cum s-ar transpune energiile văzute sau eliberate de mine vocal. El asta simte, asta face. Bun. Ok. Deci, practic, acea sferă de lumină este o acumulare sau Da. achiziționare de energie. Exact. Bun. Iar acum să atingem ultimul subpunct. Ia-l, te rog frumos, pe Marius și mergeți la soția sa, la Ionela. Da. Ce ai găsit? O ființă mică de statură.
mult mai mică decât Marius. Bun. Acum pot să fac o glumă. Sper să nu se supere nimeni. Pentru mine, o femeie însărcinată e ca un Kinder Surprise. Ce surpriză este în ea? Ionela are deschise niște canale energetice la nivelul coloanei capului și sunt conectate cu Marius. Da. Din burtică ies puține canale, mici canale. De bea cum se formează acele canale Da. energetice. Aș dori să deslușesc. Să nu atingi nimic. Nu, Doar nu, nu. te uiți. Doar privesc. Mânuțele lui bebe sunt ridicate în dreptul căpșorului. Da. Le ține în sus. Doriți să știți sexul copilului sau dacă e bine? Eu sunt curios. E format sexul copilului. O, Doamne Sfinte, zi-l odată. Se ascunde, ține mânuțele sus și stă cu piciorușele încrucișate. Atunci lasă-mă. Este ok? Are în dreptul urechiușelor. E ca și cum ar avea niște căști, să zicem, dar e ceva băgat în ureche, dintr-o ureche în alta, și are în spate ceva metalic pus în dreptul căpșorului. Ce este acel ceva? Sunt niște canale de energie. Ok, lasă-le acolo, nu atinge nimic, că cine știe ce prostie facem și după aia iau toți la șuturi. Ai de sus. Bun, ok, Mona, ai privit. Cred că am aflat, dar nu spun particular. Da, va Dacă... fi un copil foarte finuț, Ah, foarte deci va fi cuminte. băiețel, nu? Da, cel puțin așa mi apare aici. Ok. Va avea caracterul unei fetițe de o finețe așa deosebită. Ok, Mona. Revino acum unde ești tu. Mulțumește și lui Marius și soției ei. Soției lui. Doamne. Se formează în acest moment chakrele. Mă îndepărtez de ei și dar am văzut acum Perfect. Ce ai văzut? chakrele, cum se formează, că sunt de mici. Ia zi, cum se formează, dacă tot ai văzut. Nu, sunt formate, scuze, sunt formate deja Păi, dar este normal, energiile din. Mona, în momentul când spiritul și sufletul intră în embrion, deja începe să se formeze. N-am știut, eu le-am văzut Ah, acum. întreabă-mă, eu credeam că știi. Bun, ok, te simți bine și ok? Aș dori o curățare printr-un portal, dacă se poate. Prin... Printr-un perete sau prin A. acele trei, indiferent. Bun. Simt atașate de mine ceva Perfect. energie. Creează, te rog, un perete din foc lichid. Da. Și treci prin el. Am trecut deja. Gata. Mulțumesc. Perfect. Deschid acum un portal deasupra ta. Da. Iar acum o să număr de la 1 la 3 și absolut toate energiile care au rămas în urma acestei sesiuni vor fi atrase prin acel portal, astfel încât să nu mai vadă nimeni ce am făcut. La entități mă refer. Ai deschis portalul? Este, da. Perfect. 1.
2, 3. Da. Super, te simți bine și ok? Da, cum da. Două. Acum, revin apoi în prezent. În timpul în care îți vorbesc eu o să număr de la 1 la 5, iar între timp tu te deconectezi de tot și de toate și închizi toate canalele. 1. Încep să revin apoi în corpul tău și în mintea ta. 2. Simți cum corpul tău se ușurează. Simți acum picioarele tale foarte ușoare. 3. Tot corpul tău se ușurează. Picioarele tale sunt în totalitate ușoare. Și mijlocul, și spatele, și burta, și pieptul, și mâinile, și capul. Tot corpul tău este perfect ușor. 4. Simți cum se întorc înapoi în tine toate vibrațiile tale. Simți aceste vibrații ca o forță care se aprinde și îți energizează tot corpul, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. 5. Deschide ochii.